lăudat să fie Iisus Hristos. Dragi cercetași, bine ați venit în catedrala noastră, Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Suntem prezenți la o celebrare deosebit de frumoasă, iubită, îndrăgită de fiecare dintre noi. Aș vrea să salut mai întâi grupurile, centrele locale care s-au anunțat și au anunțat prezența la această ceremonie. Centrul local George Călinescu, Iași, Sfântul Anton Focșani, Sagna, Coman, Valea Lupului, Sfântul Dumitru, Prăjești, Amede Pildești, Sfântul Anton Iași, Adjudeni, Hălăucești, Nicolae Bălcescu, Insula Cercetașilor Bacău, Lespezi și centrul local gazdă, Sfântul Francisc din Iași. Pentru că suntem prezenți într-un lăcaș de cult, într-o catedrală, vă rog să ținem cont de două lucruri. Vă rog, închidem telefoanele mobile, pentru că aici comunicăm cu Dumnezeu prin intermediul sufletului, pe alte unde, nu pe cele ale telefonului. Salutăm și parohia centrul local Iugani, care a venit, s-a înscris acum la această celebrare. În al doilea rând, atunci când intrăm într-o biserică, cum este și catedrala noastră, atitudinea cea mai corectă este tăcerea. Nu mai vorbim între noi, am vorbit destul pe drum, vor vorbi și apoi, ci acum. Las orice grijă, orice problemă te-ar frământa, Domnul te așteaptă cu nerăbdare, vrea să-ți ofere iubirea sa. Ca și în iesle, ca și pe cruce, El e prezent acum pe altar. Vino, te așteaptă la sărbătoare, cu trupul său te va hrăni. Va ierta greșelile tale, va înțelege de ce ai căzut. El a venit să aducă în lume dragostea, pacea
și mila sa. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Alături de salutul creștin pe care Preasfințitul l-a adresat, dați-mi voie să facem și salutul cercetășesc. Cercetași, fiți gata! Eu cred că se poate și mai bine. Cercetași, fiți gata! Mulțumesc foarte frumos! Astăzi, la Sfânta Liturghie, primim lumina care s-a aprins la Betleem și a ajuns la Viena și acum ajunge în catedrala noastră. Și ne bucurăm să celebrăm lumina păcii de la Betleem, privind la Hristos și primind-o apoi din mâinile Preasfințitului nostru episcop Petru. Vedeți, fiecare lumânare, fiecare bec, fiecare lumină care ne înconjoară, are nevoie de o sursă, are nevoie să fie alimentată. La fel este și lumina spirituală a credinței, a păcii, a iubirii. Are și ea sursa ei. Și de aceea în fiecare an, când noi cercetașii mergem și la Betleem, aprindem lumina și o aducem până aici, în catedrală, noi intenționăm să ne amintim și să amintim altora că avem nevoie de această sursă, una puternică, una vie, una care aduce și bucurie. Sursa luminii spirituale este Iisus Hristos. La El venim să reaprindem speranța. De la El cerem harul credinței. El este lumina lumii. La dânsul trebuie să facem apel neîncetat. Și cu ocazia Crăciunului, această privire de credință, de încredere, această privire de rugăminte și de închinare, o îndreptăm către Domnul Iisus. Vă salut din partea mea și a Preasfințitului și salut pe Preasfințitul din partea voastră. Ne îndreptăm cu toții spre Hristos, lumina lumii. Și dincolo de simbolul care ne amintește de El, îi deschidem inima lui Dumnezeu ca să ne lumineze și noi să luminăm pe alții, ca să ne îmbogățească și noi să ducem bogăția altora, ca să primim îmbrățișarea Lui iubitoare și această îmbrățișare odată cu lumina să oferim tuturor celorlalți. Ne recunoaștem păcatele ca să participăm cum se cuvine la Sfânta Liturghie și să-L putem primi pe Hristos, lumina lumii, lumina păcii și a iubirii. Vino, Doamne Iisuse, lumina sufletelor noastre, vino și rămâi cu noi. Dragi scautiști, dragi tineri, așa cum ne-a anunțat Părintele, asistent general, este o mare bucurie să fim aici. Vă mulțumim că voi căutați lumina. Vă mulțumim că voi o găsiți și numai în Hristos și în cuvintele sale. Astăzi vom asculta din nou aceste cuvinte. Vom asculta și învățătura unui dintre asistenții voștri. Dar mai ales ne vom ruga împreună ca Dumnezeu să aprindă în suflete această lumină, în inimi. Pentru că lumina din mâini nu are valoare decât dacă este aprinsă în inimă. De aceea, acum, îi cerem iertare lui
pentru a celebra jertfa Sfintei Liturghii și întâlnirea noastră cu El, lumina inimilor noastre, Iisus, lumina păcii. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, frați, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Marie, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Ți-am greșit de atâtea ori, Doamne, iartă-mă! Te-am făcut ca să plângi deseori, Doamne, iartă-mă! Dacă te-am supărat deseori, Doamne, iartă-mă! Dacă n-am făcut ce-ai dorit Tu, Doamne, iartă-mă! Sădește în mine mereu, Doamne, chipul Tău, și-aș dori să-ți spun și la greu, Te iubesc mereu. Să ne rugăm, Dumnezeule, care privind la omul căzut în puterea morții, ai voit să răscumpere prin venirea Fiului Tău unul născut, dă-ne, te rugăm, harul ca mărturisind cu smerenie și evlavie întruparea Lui, să ne facem părtași de viața răscumpărătorului nostru, El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în unire cu Tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Ana îi mulțumește lui Dumnezeu pentru nașterea lui Samuel. Citire din cartea întâi a lui Samuel. În zilele acelea, când l-a înțărcat pe Samuel, Ana l-a dus la ea. A luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin și le-a dus în casa Domnului la Shiloh. Copilul era încă mic. Au înjunghiat taurul și au dus copilul la Eli. Ana a zis, Te rog, Domnul meu, pe viața ta, Domnul meu, eu sunt femeia care stătea înaintea ta rugându-se Domnului. Pentru copilul acesta m-am rugat și Domnul a ascultat cererea pe care i-am adresat-o. De aceea și eu îl dăruiesc Domnului pentru toate zilele pe care le va avea de la Domnul. Și s-au prosternat acolo înaintea Domnului. Cuvântul Domnului.
înaltă de bucurie în Domnul. Fruntea mi se înalță datorită lui Dumnezeu. Mi se deschide larg gura împotriva dușmanilor mei, căci mă bucur de mântuirea ta. Celor puternici Tu, Doamne, ai slăbit, iar cei care se poticneau au fost încinși cu putere. Cei sătui s-au închiriat pentru o pâine, iar cei flămânzi nu mai suferă de foame. Cântă, suflete, pe poporul Tău cel sfânt. Domnul dă moarte și tot El aduce viața. El coboară în Șeol și tot El scoate de acolo. Domnul face sărac și tot El îmbogățește. El înjosește și tot El înalță. Ridică din pulbere pe cel sărac, înalță pe cel nevoiaș din gunoi, ca să stea alături de cei care sunt mari și să moștenească un tron de glorie. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Maria a spus: sufletul meu îl preamărește pe Domnul și duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu,
căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele Lui e sfânt. Milostivirea Lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de El. A arătat puterea brațului Său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimilor, i-a dat jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel, slujitorul Său, amintindu-și de îndurarea Sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Maria a rămas cu ea cam 3 luni, apoi s-a întors la casa ei. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Preasfințite Petru Gherghel, dragi confrați preoți, dragi cercetași, trăim un moment de bucurie în care trebuie să ne umplem de lumină pentru a avea posibilitatea de unde a da celorlalți. Vă invit pentru câteva momente să închideți ochii cu toți. Să nu trișați. Și să vă aduceți aminte de momentul când erați bebeluși, când erați mici, când nu puteați să vedeți lumina, lucrurile frumoase din jurul vostru. Mai mult decât atât, atunci când v-ați născut și erați mititei, nu vă puteați bucura nici de lumina din sufletul vostru, pentru că toți ne-am născut cu un păcat care ne împiedica să primim lumina. Dar pentru faptul că părinții voștri v-au iubit atât de mult, într-o zi s-au hotărât să vă boteze. Mama voastră, fiind foarte, foarte grijulie față de voi, vă ținea în brațe în bisericuța unde ați fost botezați. Iar preotul, după ce v-a turnat apă pe căpușorul vostru, s-a îndreptat către lumânarea cea mai mare din biserică, numită lumânarea pascală, și atunci a îndreptat-o spre părinții și nașii voștri care țineau în mână câte o lumânare și le-a spus: primiți lumina lui Hristos și atunci viața voastră s-a luminat. Acum vă invit ușor să deschideți ochii, pentru că deja avem lumina în noi. Când eram mici, de această lumină s-au îngrijit părinții noștri, dar cu cât am crescut mai mari, a devenit de responsabilitatea noastră să avem noi grijă de această lumină a lui Hristos pe care am primit-o în sufletul nostru. Acum vă invit să întindeți mâna, să vă deschideți palma și să vă imaginați că în această palmă este lumina din sufletul vostru. Priviți la ea. Cum este? Cât de luminată este? Oare s-a făcut mai mică această lumină? Cu această lumină, cât bine am făcut celor din jurul meu? Pe câți i-am încălzit cu această lumină? Pe câți i-am luminat? Ce face ca această lumină să-și piardă din strălucire? Ce ne împiedică noi, pe noi,
să păstrăm lumina în sufletul nostru. Care este dușmanul acestei lumini? Care este? Cine știe? Întunericul. Și noi cum îl numim? Răul, păcatul din noi. Atunci când facem un păcat, nu facem decât să închidem palma și să ne concentrăm asupra egoismului din noi, iar știm că atunci când lumina nu mai are oxigen, atunci se stinge. La fel și noi. Stingem lumina din sufletul nostru atunci când păcătuim. Și cum putem noi să aprindem lumina din sufletul nostru? Unde trebuie să mergem? La biserică, unde? La scaunul de spovadă. Aici, Părintele are o lumină a lui Dumnezeu care ne-o dăruiește și suntem luminați. Spovada este momentul în care reaprinde în noi flacăra pe care am primit-o la botez. Vreau să vă împărtășesc o experiență pe care am trăit-o zilele acestea. Eram la biroul parohial și a venit odată un om foarte supărat și mi-a spus: Părinte, sunt foarte mâhnit pentru faptul că fratele meu este grav bolnav, dar el nu știe. Dar mai mult decât atât, mă doare faptul că el de zeci de ani de zile nu s-a mai spovedit. El nu vrea acest lucru. Aș dori să mergeți la el la spital și să încercați să-l convingeți. Am mers la el în acel salon și am întrebat în salon cine este catolic și ar dori să se spovedească cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Nu mi-a răspuns nimeni. Am zis că poate nu a auzit. Atunci am mai întrebat odată. Din nou, niciun răspuns. Nu știam ce să fac. Eu știam unde este patul său. M-am îndreptat către el și l-am întrebat: sunteți catolic? Da, dar foarte reținut. Și ușor, ușor am încercat să-i vorbesc despre sărbătoarea Crăciunului, că este nevoie să primim lumina în sufletul nostru și să știți că Dumnezeu a lucrat și El până la urmă s-a spovedit. Ieri l-am vizitat din nou. Dacă l-ați fi văzut, deși era atât de bolnav, pe chipul lui emana o lumină extraordinară. Gândiți-vă un om de zeci de ani de zile care nu s-a mai spovedit, care nu s-a mai întâlnit cu Dumnezeu în Sfânta Împărtășanie, acum era plin de lumină, în ciuda bolii pe care o are. Este o boală foarte grea, foarte dureroasă, dar el avea pace, pentru că lumina a ajuns în viața lui. Țineți minte, dacă noi pierdem lumina, trebuie să ne... Sunteți convinși? Dacă noi pierdem lumina, trebuie să ne... Așa să faceți. Nimeni în acest Crăciun nu trebuie să piardă lumina prin păcat. Știți ce trebuie să faceți? Nu aveți nicio scuză. În Evanghelia de astăzi am auzit un cântec de bucurie al Sfintei Fecioare Maria. Sfânta Fecioară Maria astăzi ne este prezentată plină de bucurie. Dar de ce credeți că ea era atât de bucuroasă? Voi când sunteți cei mai bucuroși? De multe ori suntem cei mai bucuroși când primim ceva extraordinar. La fel și Sfânta Fecioară Maria era atât de bucuroasă pentru că în sânul ei l-a primit pe însuși Iisus Hristos. Iar Sfânta Maria era însărcinată cu pruncul Iisus. Noi când suntem bucuroși, nu ținem doar pentru noi bucuria și dorim să o împărtășim tuturor. Dorim să vorbim și cu prietenii noștri și cu mama și cu tata și să spunem lucrul extraordinar care ni s-a întâmplat.
La fel a făcut și Sfânta Fecioară Maria și a dorit să împărtășească bucuria ei cu o verișoară, numită Elisabeta. Dar această verișoară, Elisabeta, stătea undeva departe de ea, la o distanță cam de 150 de kilometri. Gândiți-vă, de la Iași până dincolo de Bacău aproape. Și Sfânta Fecioară Maria, deși era însărcinată, deși îl avea pe Iisus Hristos în sânul ei, ea se gândește să facă acest drum. Era un drum cam stâncos, un drum de munte și totuși ea îl face. Și când ajunge în fața verișoarei sale Elisabeta, își manifestă bucuria ei spunând că lucruri mari a făcut Domnul pentru ea. Astăzi vă invit, dragi cercetași, să facem trei pași pe care îi vedem la Sfânta Fecioară Maria. În primul rând, Sfânta Fecioară Maria primește darul din partea lui Dumnezeu. Al doilea pas pe care îl face, se hotărăște să meargă să împărtășească bucuria cu cineva. Și în al treilea rând, acționează în bucurie. Merge să ducă acest mesaj al bucuriei. Astăzi să ne hotărâm, în primul rând, să-L primim pe Iisus Hristos, care este simbolizat în această lumină de la Betleem, să ne hotărâm cel puțin la o persoană să dăruim această lumină și apoi să acționăm plin de bucurie. Îmi place foarte mult îndemnul Sfântului Părinte Papa Francisc, care era adresat unor tineri și spunea: mulți cred că pentru a fi astăzi fericiți este nevoie de o canapea foarte comodă. Gândiți-vă să stați într-o canapea, mai ales sunt canapelele acestea mai moderne care îți fac și masaj, te simți foarte relaxat și crezi că astfel vei fi cel mai fericit. Dar o astfel de canapea în viața noastră nu face decât să ne adoarmă din ce în ce mai mult, să ducem o viață din ce în ce mai sedentară, să crească colesterolul în noi pentru că nu mai facem mișcare. Vreți să fiți cercetași adormiți? Vreți să fiți cercetași adormiți? Să duceți o viață sedentară? Să aveți colesterolul mare? Atunci, pentru acest lucru, este nevoie de curaj. Să renunțăm la canapeaua comodă pentru o pereche de bocanci, care să îi încălțăm și să pornim într-o drumeție plină de aventură. Și această drumeție înseamnă să merg spre celălalt, să-i dăruiesc lumina mea. Astăzi, când veți ajunge acasă, ce veți face? Veți merge spre canapea? Veți merge spre canapea? Sau spre bocanci? Spre bocanci. Și să duceți această lumină tuturor celor care nu o au. Mulți vă așteaptă. De aceea, în seara aceasta, dacă vecinii voștri vedeți că nu au lumină în casă, mergeți și le duceți lumina păcii de la Betleem. Lăudați să fie Iisus și Maria! Celor prea iubiți, lumina textelor ascultate și a cuvintelor părintelui Leonard, dorința de a păstra în inim lumina cuvântului lui Dumnezeu și a venirii sale, să ne îndreptăm acum spre El, cuvântul veșnic
care se face om ca noi să avem lumină. De aceea ne rugăm spunând, Doamne, ascultă rugăciunea noastră! Doamne, ascultă rugăciunea noastră! Doamne, fă ca biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, să fie o sursă de lumină pentru cei aflați în întunericul îndoielii și mistuiți de vina pe care a adus-o păcatul. Să ne rugăm! Doamne, ascultă rugăciunea noastră! Doamne, oamenii din ziua de azi au uitat ce este iubirea. Învață-ne, te rugăm, cum să te iubim și să recunoaștem chipul în aproapele nostru. Noi te rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Doamne, oamenii din ziua de azi preferă să se ascundă de milostivirea Ta în întunericul păcatului. Fă ca prin ajutorul Tău să ajungem la lumina unei vieți trăite, respectând poruncile Tale. Să ne rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Doamne, Tu ai ales să vii pe lumea aceasta într-un graj sărac. Fă-ne, te rugăm, să descoperim umilința și frumusețea unei vieți simple. Să ne rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Doamne, de la început ai creat o diferență între lumină și întuneric, între bine și rău. Fă ca prin prisma cunoștinței noastre să putem lua mereu decizii care să ne păstreze pe calea Ta. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Doamne, adeseori îngropați în grijile lumii cotidiene, uităm să Te căutăm în aproapele și în natură. Fă ca luând astăzi lumina de la Betleem, nu numai în felinare, ci și în suflete, să devenim mai sensibili la vocea Ta care ne strigă pretutindeni. Să ne rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Dumnezeule Părinte Atotputernic, dă-ne, te rugăm, harul ca îndurarea și pacea Ta să locuiască între noi în adevăr și iubire prin venirea în lume a Fiului Tău unul născut, Domnul nostru Iisus Hristos, căreia să-i fie cinste și mărire în toți vecii vecilor. Amin. Dacă pâinea primită să fii hrănit, o împărți cu fratele tău mereu. Dacă celui ce mult zilnic ți-a greșit, Tu iertare îi dai fără a-ți fi greu. Dacă Tu nu îl uiți pe cel părăsit și de grijă îi porți după gândul meu,
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Încrezători în bunătatea Ta, Doamne, venim cu daruri la Sfântul Altar, pentru ca purificați de Harul Tău, să fim sfințiți de tainele prin care Îți slujim, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pe El l-au prevestit toți prorocii, Fecioara Mama cu dragoste negrăită l-a purtat, Ioan Botezătorul a venit, a vestit că e aproape și l-a arătat venit între oameni. Și nouă, Domnul Hristos ne dă harul să întâmpinăm cu bucurie misterul nașterii sale, ca la venirea Lui să ne găsească priveghind în rugăciune și tresăltând în cântări de laudă. De aceea, îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei Tale, zicând fără încetare. Sfânt și atotputernic ești, Doamne, Sfânt și atotputernic ești, Doamne, și pământul sunt pline. Cerul și pământul sunt pline. Cel ce vine, numele Domnului, binecuvântat e Cel ce vine, numele adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roada Duhului Tău, că ele se devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți,
Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cine luând potirul și din nou mulțumind, le-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxilial Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată tot puternic, în unire cu cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porucam Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele, binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururile liberi de păcat și ferit de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale, binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Vino, Doamne Iisuse, vino și rămâi cu noi. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai un cuvânt și se va. Ridicați-vă ochii spre ceruri, căci din cer va veni mântuirea. Și din piepturi strigați către Domnul, să reverse în inimi iubirea. Va naște din neamul lui David, așteptatul, doritul Mesia. Duhul Sfânt cu puterea-i divină va rodi în Fecioara Maria. Fericită ești tu, o Marie, căci din tine Iisus va apare. Pentru lume tu ești aurora, ce-l anunță pe veșnicul soare. Rege veșnic coboară din ceruri, aducând pe pământ bucuria, și împacă-ne iarăși cu Tatăl, ca în cer să-i vedem măreția.
Vino tu, Emanuele, noi cu drag te așteptăm, căci de veacuri după tine, cu nădejde suspinăm. Vino tu, Emanuele, împlinește al nostru dor și ne scoate din robie, plântule mântuitor. Să ne rugăm. Să ne întărească, Doamne, primirea tainelor tale, ca să ne învrednicim aici cu fapte bune în întâmpinarea Mântuitorului care vine, și-a dobândit răsplata fericirii prin Hristos Domnul nostru. Amin. Dragă Părinte Alois, cele vaste părinți, asistent spiritual, dragă Părinte decan și paroc, dragi copii și tineri, dragi cercetași, vă rog să luați loc. Să vă felicit pentru că voi v-ați angajat numai să veniți azi aici și să fiți mereu gata, gata de a purta celor din jur lumină. Mă bucur să vă felicit pentru că voi ați ales asemenea comoară. Ați ales să aveți inima plină de lumină. Nu numai să o purtați în mâini, ci să o aveți în inimă. Că atunci cu adevărat voi veți putea vedea cu alți ochi lumea. Mă bucur să aud totdeauna pe cei care vă țin aceste prelegeri cu ocazia aceasta, întâlnirii aici la noi, dar nu numai acum, ci mereu. Ca voi să nu uitați, să păstrați în inimi lumina. Astăzi trăim un simbol, adică lumina de la Betleem a ajuns aici. Această lumină, în schimb, ne amintește de unde vine ea. Acesta e important, că vine de la Iisus, care a coborât la noi pe pământ, la Betleem. Lumina care s-a aprins atunci în inimă, lumina care i-a făcut pe îngeri să cânte mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ, lumină oamenilor.
dragi cercetași, să priviți cu alți ochi, cu ochii inimii voastre, lumea. Cu ochii plini de lumina lui Hristos și cu lumină în inimă. Vă este cunoscut, sigur, un tablou care eu m-am bucurat să-l văd de mai multe ori, când un grup de cercetători sunt reprezentați pe acest tablou, care cu mâna la ochi, privind să-L întâlnească pe Iisus, lumina, să-L vadă. Unul îndreptându-se într-o parte, altul folosindu-se de alte instrumente, toți căutând în jur să-L vadă pe Iisus. Undeva, doi copilași pe acest tablou, să văd ei, cei cuminți, curați și frumoși, pe o colină și acolo ei singuri au putut să-L vadă pe Iisus. Ceilalți s-au străduit, sigur că poate mulți au ajuns, dar greu. Copiii au știut să-L vadă, încă L-au căutat cu inima, cu lumina lor. M-aș bucura că astăzi, venind aici la Iași și împărtășindu-vă cu această lumină adusă și de la Betleem, dacă și cu lumina învățăturii pe care ați primit-o astăzi, să vă lăsați umpluți în inima voastră de adevărata lumină. Și purtând-o în mâini să fie semnul iubirii voastre din inimă sau luminii voastre din inimă, ca să vedeți lumea cu lumina inimii, cu iubirea adevărată și să vă întoarceți acasă să o împărtășiți și altora. Să nu uitați, sunteți aleși, v-ați hotărât să fiți purtători de lumină. În mâini, dar e prea puțin în mâini, în inimă, prin faptele voastre, prin viața voastră, prin trăirea voastră, prin iubirea pe care voi o arătați față de natură, față de tot ce ne-a dat Dumnezeu, arătându-le oamenilor cum iubiți voi ceea ce Dumnezeu ne-a dat, mai ales cum îl iubiți pe Iisus, care vă alimentează mereu lumina inimii voastre și vă place să purtați cu vrednicie lumina pe care o primiți astăzi și o duceți mai departe. Să nu uitați. Aprinzând astăzi lumina de aici, de la lumina de la Betleem, adusă cu cinste și vrednicie de reprezentanții voștri de la Viena, să nu uitați că această lumină vă luminează pe voi, vă luminează inima și o dăruiți și altora. O duceți acasă, o lăsați în biserică, o puneți la iesle. Dar mai mult decât atât, voi, umblând peste tot, să aveți în inimă această lumină. Mă bucur că împreună cu Preasfințitul Aurel, ceilalți părinți care, iată, să vă privesc astăzi din altar, să vă spunem din toată inima: purtați în mâini, dar mai ales purtați în inimi lumina lui Hristos. Și așa vă rog să-mi dați voie să vă salut pe voi cu salutul vostru drag. Cercetași, fiți gata! Cercetași, fiți gata! Cercetași, fiți gata! Veniți și luați lumină! Domnul să fie cu voi!
să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să o binecuvânteze pe Băiatul Puternicul și Veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Veniți acum și luați lumină cu bucurie și cu multă evlavie. Viața noastră e o căutare zilnică a păcii. Știm că, dincolo de grijile și dificultățile pe care le întâlnim în viață, există o lumină, care este Iisus Hristos, ce vine la noi, în inimile noastre, și strălucește cu claritate în fiecare dintre noi. Ea ne dă energia iubirii și compasiunii. Ne permite să fim complet conștienți de fiecare moment și să luăm tot ce e mai bun din fiecare experiență de viață. Este pacea pe care o simțim atunci când toate frământările încetează. Aceasta e esența ființei noastre. Ca cercetași, facem această lumină să strălucească în noi și în ceilalți, colaborând cu Dumnezeu. Creăm astfel pace în tot ce suntem, în tot ce facem. Fie ca toate ființele să fie binecuvântate și fericite.
Vă invităm acum pe toți în fața catedralei pentru a face o fotografie de grup. Apoi, după fotografie, coborâm toți la subsolul catedralei, în aula fericitului Anton Durcovici, pentru o colindă. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim. Viața ne pare lipsită de sens, de ce nu privim la cer mai des? Că ce-am putea uniți în rugăciune, să reclădim speranța în lume. Și atunci când ne va fi mai greu, bucuria s-o menținem în suflet, cerând-o de la Dumnezeu.